că le mai dat. Le mai dat. Hai, Zlatan, că e important. Dăm două declarații. Da, da, da. De cam. Să zic, da, zic eu primul, da. Cum, da. Deci vreau să vă anunț cu bucurie, cu domnul președinte Urduzeu aici alături, că s-a făcut o expertiză pe acest pasaj de către profesorul Bota de la Facultatea de Construcție din Timișoara. În urma expertizei pe care vă și înmânăm și noastră, se constată că putem coborî carosabilul astfel încât să poată să treacă tiruri, camioane prin acest loc și asta înseamnă că dacă demersul pe care Consiliul Județean împreună cu Primăria Reșița îl face acum și îl depune la CNADR, sperăm ca într-o perioadă cât mai scurtă de timp să putem deschide pentru traficul rutier, traficul greu și de autobuze, de autocare, circuitul Reșița-Lugoș și nu numai circuitul Reșița-Lugoș, de fapt să conectăm Anina, Moldova, Oravița spre autostrada de la Lugoș. Vom urma aceste documente la CNADR, cum am spus, și vom încerca împreună să facem lobby pe lângă Ministerul Transporturilor, pe lângă primul ministru. Aici e mai mult, eu știu, ca să zic așa, un sprijin mai mare îl așteptăm de la Consiliul Județean și sper să reușim să facem acest deziderat. Important pentru economia județului. A fost o discuție pe care am avut-o cu domnul primar mai de mult. Discutam când am fost la o ședință a ADR Vest legat de posibilitatea de a obține finanțare pentru acest drum, dar fiind vorba despre un drum național, în urma discuțiilor pe care domnul primar le-a avut la Direcția Regională de Drumuri Timișoara, a convenit cu directorul Direcției Regionale să efectueze un studiu. Domnul primar a efectuat acest studiu cu domnul profesor Bota, au fost la mine cu studiu, am discutat și cred că împreună putem să facem lobby pentru ca această investiție, care nu cred că este foarte mare, să poată fi realizată. Se scurtează pe de o parte drumul ca număr de kilometri, de la 96 de kilometri scade la 60 de kilometri, această, de la Reșița până la autostrada care trece pe lângă Lugoș, până la, pe A1. Evident, ca urmare a scăderii numărului de kilometri, ar scădea și timpul de parcurs acestei distanțe Reșița-autostradă. Sper și cred că cei de la Compania Națională de Drumuri vor fi sensibilizați la demersul nostru. Până la urmă, este o investiție, așa cum spuneam, nu cred foarte mare, dar care vine în principal în folosul firmelor care sunt în municipiul Reșița și care astfel ar putea fi aprovizionate sau mărfurile care pleacă din Reșița să ajungă într-un timp mai scurt și cu costuri mai mici în vestul țării sau în centrul țării dacă merg pe autostradă înspre Sibiu. Ce scrie în studiu? Că văd că înălțimea are 3,50 m. Cam cât trebuie să pat? Trebuie să coborăm undeva la 70 de centimetri față de înălțimea actuală. Undeva la 4,20. Tirurile mari. Așa este. Asta e înălțimea standard. Studiul respectiv a relevat și niște costuri? Costurile sunt minimale, pentru că noi am avut temeri că va trebui să se întâmple întăriri de fundări și așa mai departe, dar nu este cazul. Suprafața a fost ridicată succesiv în ultimii 30-40 de ani prin straturi de asfalt succesive și se va lua în calcul o suprafață de vreo 100 de metri, 50-50 într-o parte și în cealaltă a pasajului, astfel încât va putea fi rezolvată cu costuri minimale. Deci costurile vor fi mult mai mici la compania de drumuri decât ar fi fost la CFR dacă s-ar fi pus problema înălțării. Vă dați seama că a înălța acest pasaj s-ar fi făcut mult, mult mai, cu costuri mult mai mari decât soluția care ne-a fost prezentată de
domnul Bot. Și dincolo... care vor fi pașii făcuți? Am semnat împreună cu domnul primar o adresă către Direcția Regională de Drumuri. O înaintăm împreună cu studiul către acea direcție, dând și vor solicita finanțare la compania de drumuri și pe măsură ce vor obține acea finanțare, cred că vor putea demara această lucrare. Trebuie refăcut și podul peste pârâu? S-ar putea refăcut podul celălalt peste valea cea mică, da. Dar eu aș vrea să, cu permisiunea domnului președinte, aș vrea să vă spun că sunt bucuros și țin să strâng mâna aici de față cu voi. Asta este prima acțiune pe care o avem împreună și din discuțiile pe care am avut cu dânsul într-o perioadă destul de scurtă de timp vom mai avea noutăți și veți vedea că se poate colabora bine între municipiul Reștiință de Județ și Consiliul Județean. Încercăm să lucrăm într-o altă manieră decât până acum. Mai un lucru. Cât vor dura lucrările și practic se fracționează comun aici în rezervii și pătoceni? Nu trebuie să-i pun la... Nu trebuie să-i pun la... Nu trebuie să-i pun la... Nu trebuie să-i pun la...